Aseară, teroriștii Hezbollah au atacat cu rachete și drone lansate din Liban, nordul Israelului. La scurt timp, în localitățile de graniță, s-a dat alarma de incendiu. Vegetația din regiune a luat foc imediat în urma atacului milițiilor șiite, din ce în ce mai dese în ultima vreme. Ajutat de vânt, incendiul s-a întins până aproape de locuințe. Mai mult de 10 civili, militari și pompieri au suferit răni ușoare. Peste 9 ore s-au luptat pompierii cu flăcările până au reușit să țină sub control focarele. Ministrul Securității Naționale a mers în localitatea de graniță Kiryat Shmona, deja evacuată din cauza războiului, și a cerut anihilarea Hezbollah. Politicianul de extremă dreapta a primit cu aceleași porniri beligerante propunerea de armistițiu făcută de Casa Albă și agreată în mare de Cabinetul de Război. Acum se așteaptă răspunsul organizației teroriste Hamas, dar deocamdată informația că încă 4 ostatici au murit în captivitate i-a scos din nou pe israelieni în stradă. I feel terrible. I feel like it's they are part of my family that died today, and I feel that from week to week it's just we hear just for about more and more hostages that are dying, and now we are in a critical moment. Armata israeliană a confirmat că o treime din ostaticii luați de Hamas ar putea fi morți. Răbdarea israelienilor a ajuns la capăt și pentru prima oară de la începutul războiului, Benjamin Netanyahu are sprijinul rivalului său, Yair Lapid, ca să ajungă la un acord cu Hamas care prevede eliberarea ostaticilor. Israelul dorește o încetare temporară a focului și eliberarea celor răpiți, în timp ce Hamas dorește încetarea focului și retragerea Tzahalului din Gaza. Statele Unite caută sprijinul Națiunilor Unite pentru planul prezentat de Joe Biden privind Gaza, în timp ce Israelul anunță că o delegație a sa este la Cairo, unde au fost reluate discuțiile privind o eventuală încetare a focului.